Un șofer a intrat în isteria alimentării cu combustibil și s-a aprovizionat joi la o benzinărie cu 1000 de litri de motorină pe care i-a încărcat într-un bazin de plastic. Culmea a fost că șoferul nu a apucat să plece bine din benzinărie, că a și împrăștiat motorina pe asfalt. Din nefericire, imediat cum a plecat de la stația Peco, cantitatea de carburant s-a răsturnat pe șosea. Combustibilul fusese cumpărat de un tecucean speriat de zvonurile privind dublarea prețurilor și raționalizarea motorinei și benzinei. Rezervorul care a căzut din mașină avea 1000 de litri de motorină achiziționată de șofer. Tot combustibilul s-a vărsat pe șosea și la fața locului au fost chemați pompierii. Aceștia s-au asigurat că în zonă nu izbucnește un incendiu și au curățat șoseaua. Benzinăria în cauză a fost amendată cu 10.000 de lei pentru că angajații au permis alimentarea cu motorină într-un rezervor de plastic. Verificarea a pornit după ce rezervorul situat într-o mașină s-a răsturnat pe șosea la ieșirea din stația de carburant. Amenda a fost aplicată de Inspecția de Prevenire din cadrul ISU Galați. Inspectorii au aplicat sancțiunea maximă deoarece pentru acest tip de abatere amenda este cuprinsă între 5.000 de lei și 10.000 de lei. Alimentarea cu benzină și motorină în recipiente de plastic este interzisă.